Bună ziua, dragi elevi și dragi profesori! Pe parcursul acestui material vom rezolva împreună problema 4, subiectul 3 roman din evaluare națională iunie 2022. Această problemă spune că în figura alăturată sunt reprezentate punctele A, B, C, D și E, astfel încât AB egal 4 cm, AC 8 cm, a de 10 cm și AE 20 de cm. Măsura unghiului BAC este egală cu măsura unghiului DAE, iar măsura unghiului CAD este de 30 de grade. La punctul A ni se cere să arătăm că aria triunghiului CAD este egală cu 20 de cm pătrați. Pentru acest lucru ne încadrăm în triunghiul CAD, în care cunoaștem că Lungimea segmentului AC este de 8 cm și lungimea segmentului AD este de 10 cm și măsura unghiului CAD este 30 de grade. Trasăm înălțimea CN și astfel se formează triunghiul dreptunghic CNA. În triunghiul dreptunghic CNA Conform teoremei unghiului de 30 de grade, putem spune că CN este jumătate din AC. Așadar, CN va avea lungimea 4 cm. Așadar, aria triunghiului ACD este egală cu AD ori CN pe 2, adică 10 ori 4 pe 2. Se simplifică 2 cu 4 și ne rămân 20 de centimetri pătrați, ceea ce trebuia să arătăm. La sub punctul B, ni se cere să demonstrăm că CE este egal cu 2BD. Pentru a arăta o relație între aceste două segmente, eu propun să ne încadrăm în triunghiurile BAD, da? Pentru a cuprinde latura BD și triunghiul ACE. Ce știm în aceste două triunghiuri? Păi știm că măsura unghiului BAC este egală cu măsura unghiului DAE. Însă observăm că dacă la aceste două unghiuri adăugăm unghiul comun CAD, obținem, deci adăugăm unghiul CAD, vom obține BAC plus CAD, adică unghiul BAD congruent cu unghiul CAE. De asemenea, observăm că. Dacă scriem rapoartele AB pe AC, AB era 4 cm, AC era 8 cm, ne va da 4 pe 8, adică 1 pe 2. De asemenea, AD știm că este 10 și AE este 20. Deci raportul AD pe AE este egal cu 10 pe 20, adică 1 pe 2. În concluzie vom avea rapoartele AB pe AC și AD pe AE egale. Păi având aceste două rapoarte egale și unghiul BAD congruent cu unghiul CAE, rezultă conform cazului de asemănare latură-unghi-latură că triunghiurile BAD și CAE sunt asemenea. Așadar, scriem raportul de asemănare AB AC egal cu AD pe AE egal cu BD pe CE și egal cu 1 pe 2. De aici obținem relația dorită și anume CE egal cu 2BD. Și am demonstrat astfel ceea ce mi se cerea. Aceasta a fost uh, problema 4. Uh, sper că ați înțeles modul de rezolvare, care nu este unul dificil. Vă mulțumesc pentru atenție și ne revedem cu drag la următoarele lecții. La revedere!